Salutare dragilor, eu sunt Florentin Gheorghe și sunt profesor de limba și literatura română. În acest vlog vom vorbi despre modurile de expunere: narațiune, descrierea și dialogul. Haideți să începem. Narațiunea. Narațiunea este modul de expunere prin care se relatează fapte și întâmplări într-o succesiune temporală. Trăsăturile narațiunii. 1. Presupune narator, acțiune și personaje. 2. Accentul cade pe succesiunea și dinamismul întâmplărilor. 3. Partea de vorbire care predomină este verbul. La modul indicativ, timpurile perfect simplu, perfect compus, mai mult ca perfect sau prezent. Și 4. Lectura urmărește desfășurarea acțiunii într-o gradare ascendentă până la deznodământ. Narațiunea poate fi 1. Subiectivă. Este axată pe confesiune verbele sunt la persoana întâi și implică naratorul. 2. Obiectivă, este bazată pe observație. Verbele sunt la persoana a treia, iar naratorul povestește întâmplările din exterior, asemenea unui spectator, fără să participe la acțiune. Descrierea Descrierea este modul de expunere prin care sunt prezentate trăsăturile și caracteristicile unor obiecte, priveliști, fenomene din natură, chipuri de oameni, stări sufletești sau situații. Trăsăturile de scrierii. 1. Prezintă locuri. Imagini, culori, forme, cadrul spațial și temporal al acțiunii sau personaje. 2. Accentul cade pe imagini, stări sau impresii. 3. Părțile de vorbire care predomină sunt substantivele și adjectivele și verbele la modul indicativ, timpul imperfect sau prezent. 4. Lectura urmărește obiectele și legăturile dintre ele, sugerând vizual și auditiv atmosfera descrisă. Descrierea poate fi de două feluri. 1. literară sau artistică, și 2. științifică. Descrierea literară este la rândul ei de două feluri. 1. tablou prezintă un peisaj sau un colț din natură, reușind să-i sugereze cititorului, prin cuvinte și expresii, caracteristicile vizuale ale elementelor descrise. 2. Portret prezintă trăsăturile fizice și morale ale unui personaj, adică aspectul fizic, vestimentația, gesturile și comportamentul, modul de a vorbi, atitudinea, obiceiurile, calitățile, defectele și altele. Dialogul. Dialogul este modul de expunere ce reproduce în mod direct convorbirea dintre două sau mai multe persoane. Trăsăturile dialogului. 1. Reprezintă un mijloc indirect de caracterizare. Personajele se prezintă singure prin felul lor de a vorbi. 2. Dinamizează acțiunea, adică prin dialog textul devine mai viu, mai sugestiv. Cam atât pentru astăzi, dragilor. Cu acest vlog închei seria de literatură pentru clasa A8, -a, urmând să încep o serie nouă de vloguri în care voi explica noțiuni de gramatică, morfologie și sintaxă. Dacă v-a plăcut acest vlog și dacă îl considerați util, nu ezitați să îi dați un share. Zi frumoasă să aveți, cu prețuire, al vostru profesor Florentin.